găsit la specialiștii în sănătate. Ce vedem astăzi? Cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, una dintre cauzele importante de moarte subită la adolescenți și tineri. Intervenții, problema salvării valvei mitrale și, nu în ultimul rând, accesul pacienților la tratament. În partea a doua a materialului privind acest subiect. Abordarea și tratarea disfuncțiilor glandei tiroide în medicina energoinformațională. O pledoarie pentru păstrarea și tratarea tiroidei atunci când se pune problema intervenției chirurgicale. Cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, boala care se moștenește genetic, se insinuează tăcut în organism și ucide fulgerător. Ați aflat din ediția trecută care sunt caracteristicile acestei boli care lovește în special în rândul tinerilor, cu maximum de frecvență persoanele cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani. De asemenea, ați aflat cum se face diagnosticarea. În ediția de astăzi o să vedeți ce intervenții se fac în cazul cardiomiopatiei hipertrofice obstructive, cum se acționează pentru salvarea valvei mitrale și, nu în ultimul rând, cum se asigură accesul pacientului la tratament. Vom reveni însă și asupra celor mai importante aspecte privind caracteristicile bolii, explică dr. Lucian Dorobanțu, medic primar, chirurgie cardiovasculară, în partea a doua a materialului privind acest subiect. Cardiomiopatia hipertrofic-obstructivă este o afecțiune a inimii care apare cu o incidență foarte mare, în jur de 1 la 500 de locuitori, care se caracterizează prin îngroșarea mușchilor inimii și care afectează în principal populația tânără, dar și populația în vârstă. Ca să vă imaginați exact, dacă avem o cameră cu niște pereți standard, se întâmplă în cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, se întâmplă că pereții se îngroașă, iar locuitorii dinăuntru nu mai au loc. În cazul inimii, nu mai are loc sângele în inimă, astfel încât inima nu poate să ejecteze din cauza că nu se mai umple cu sânge și nu mai are ce să ejecteze. De aceea bolnavul suferă în această boală și poate să moară subit. Este una din principalele cauze de moarte subită la tineri. Este una din principalele afecțiuni în urma cărora atleții de performanță, care oricum au mușchi al inimii îngroșat datorită antrenamentelor zilnice pe care le fac, ei pot să decedeze în urma acestei afecțiuni și de cele mai multe ori se întâmplă atunci când auzi la televizor că a căzut pe teren și a murit să aibă o astfel de boală. Aceste intervenții sunt de două tipuri. La acest moment există un tratament intervențional, ablație alcoolică se numește, care constă în injectarea de alcool la coronarografie, în prima septală, în încercarea de a face un infart. Infartul subțiază peretele și atunci încercăm să în urma subțierii peretelui inima să aibă mai mult loc să se umple și să nu mai aibă gradient, să nu mai aibă obstrucție. Sau tratamentul chirurgical, care la acest moment este indicația de clasă 1A. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că în față de tratamentul care a fost clasic, să zicem, în ultimii 20 de ani, acela cu injectare la cateterism alcoolului în prima septală, s-a observat că e foarte greu de controlat locul infartului, se creează un infart, ceea ce nu e de dorit totuși. Și nu se rezolvă de multe ori patologia valvei mitrale, care este foarte des implicată în cardiomiopatia hipertrofică obstructivă, în sensul că foarte mulți bolnavi cu cardiomiopatie hipertrofică obstructivă au și insuficiență mitrală. Această insuficiență mitrală nu dispare în urma tratamentului minim-invaziv, așa numit, cu injectare de alcool. Și atunci, în acest moment, indicația de primă intenție din această cauză este indicația chirurgicală. Ea rezolvă și insuficiența mitrală. În clasic, această insuficiență mitrală se rezolva prin protezare mitrală, în sensul că se implanta o proteză în locul valvei mitrale. Sigur că în ultimii ani, în ultimii 20-30 de ani, în orice alt tip de patologie al valvei mitrale, se încearcă reconstrucția valvei mitrale, se încearcă
prezervarea acestei valve, pentru că orice este, este evident că valva naturală este superioară oricărui tip de proteză imaginată de om. În cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, experiența mondială spune că în jur de 30-40% din valve se înlocuiesc în experiența americană. Cleveland Clinic, Mayo Clinic sunt clinici foarte mari în lume care practică acest, care au cea mai mare statistică la acest moment. Noi ai încercăm să nu înlocuim valva mitrală. Și experiența grupului de medical în care eu activez și care este cea mai mare experiență europeană la acest moment și una din cele mai mari experiențe personale ale profesorului Ferrazzi cu care colaborăm, dânsul a imaginat un procedeu prin care valva mitrală rămâne pe loc. Valva mitrală se repară și nu mai are eficiență mitrală. Acest lucru se realizează în 99% din cazuri, practic doar 1% din cazuri rămân cu o proteză mecanică în urma aplicării acestui procedeu. Este un procedeu care în grup se practică de mulți ani și ale cărui rezultate tocmai au fost publicate în Journal of American College of Cardiology, care este cel mai prestigios jurnal de cardiologie din lume la momentul acesta și care a stârnit un enorm interes, tocmai din cauza rezultatele sunt absolut incomparabile cu orice alt tip de procedeu care se folosea până la acest moment. Experiența spitalului în care lucrez la acest moment este în ceea ce privește valva mitrală, indiferent de patologie, că e în cardiomiopatie hipertrofică obstructivă, că e boală degenerativă, că este ischemică. Noi, practic, reușim să reparăm valva mitrală în peste 90% din cazuri. Doar în patologia reumatismală, când valva mitrală are și stenoză, în acest moment o înlocuim valva mitrală. Altfel, valva mitrală se repară și este unul din mesajele pe care aș vrea să le transmit. Atât valva mitrală cât și aortică se repară, poate fi reparată și nu înlocuită cu o proteză valvulară, indiferent de patologie. Astăzi vorbim de cardiomiopatie hipertrofică, obstructivă, dar dacă vorbim de degenerescență, de rupturi de cordaje, de o insuficiență mitrală post-infart, mesajul este același. Valva mitrală trebuie reparată și nu înlocuită. În ceea ce privește costurile operației, nu aș vrea să vă spun decât un singur lucru. Toți pacienții pe care am operat, și anul acesta sunt 10 pacienți pe care am operat, toți au fost operați indiferent de posibilitățile financiare. Pentru toată lumea s-a găsit o soluție și sunt convins că se va găsi o soluție și în viitor, astfel încât toți cei care au această patologie și care nu au unde să se trateze, pentru că un astfel de centru, trebuie să vă gândiți că există doar încă 3 centre, 4 centre în Europa consacrate acestei boli cu experiență, care să aibă experiență de peste 300 de cazuri operate, sunt foarte puține și atunci noi, care suntem practic singurul centru din partea aceasta Europei centrală și de sud-est, nu există la Viena un astfel de centru, nu există în Germania un astfel de centru, în Turcia. Noi încercăm să ajutăm pe toată lumea și chiar am ajutat, sunt convins că și de acum încolo nu o să fie niciun fel de problemă pentru niciun pacient care se adresează clinicii noastre. Abordarea și tratarea disfuncțiilor glandei tiroide în medicina energoinformațională. Imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Tiroida, glanda în formă de fluture care asigură funcționarea normală a organismului, sau altfel spus, furnizorul de hormoni considerat de medicina complementară drept lăcaș al sufletului. Disfuncțiile tiroidei pot perturba în mod grav întregul organism, motiv pentru care nu de puține ori medicina clasică aplică verdictul de îndepărtare totală sau parțială a glandei. În medicina complementară, respectiv în cea energoinformațională, se urmărește păstrarea acestei glande extrem de importante pentru organism și în acest scop au fost puse la punct terapii și tratamente de echilibrare.
Cu o pledoarie bine argumentată privind păstrarea și tratarea glandei tiroide atunci când se pune problema intervenției chirurgicale, vine terapeutul Florica Munteanu, homeopat, nutriționist și specialist în biorezonanță. Voi începe practic o pledoarie pentru menținerea intactă a tiroidei cât se poate din punct de vedere al medicinii complementare. Deci din punctul de vedere concret al medicinii energoinformaționale, acea microimunoterapie. Potrivit oamenilor de știință, foarte multe persoane suferă de tulburări ale tiroidei, dar prea puține conștientizează că au astfel de probleme de sănătate care le periclitează funcția metabolismului. Tocmai pentru a repara distrugerile provocate de tulburările glandei, practic în microimunoterapie, se urmărește echilibrarea întregului organism. În medicina complementară, abordarea problematicii disfuncțiilor tiroidiene și aplicarea tratamentului de echilibrare diferă de metodele și tratamentele medicinei alopate. Tiroida este lăcașul sufletului. În momentul în care tiroida noastră este în echilibru, deci o funcționalitate normală, ne simțim bine, suntem noi înșine, ne îndeplinim ceea ce sau pentru ce suntem pe pământ, avem un echilibru, ne luăm activitatea așa cum trebuie să ne o desfășurăm normal. În momentul în care tiroida începe să producă hormoni în exces, așa numitul hipertiroidism, corpul este afectat de această invazie, dar suferă și psihicul. Persoana devine foarte agitată, foarte haotică și în același timp îi lipsește somnul. Sufletul pare al sufletul unui om, pot să fac o comparație, care ia droguri, un om debusolat, pentru că este mult prea mult iod în celule. Cu alte cuvinte, aș putea spune, este asemănător unei lumânări care arde la amândouă capetele. Suferința fizică și cea psihică apar și în cazul în care glanda tiroidă produce prea puțin iod, adică în hipotiroidism. Persoanele se plâng de supragreutate, căderea părului, subțierea părului, o stare de oboseală, o stare de lipsă de interes, lipsă de concentrare și persoana se simte fără nicio direcție. Deci tiroida este cea care ne menține echilibru și este foarte important din punctul nostru de vedere să ne păstrăm tiroida. Dacă în medicina clasică decizia de extirpare parțială sau totală a tiroidei este ceva normal, din perspectiva medicinei complementare, o astfel de indicație trebuie cântărită extrem de atent și poate fi aplicată doar în situații limită. Chiar și acei noduli tiroidieni nu sunt altceva, din punctul nostru de vedere, decât blocaje ale sufletului. Pentru medicina clasică, și mă întorc înapoi, dar o paranteză scurtă, pentru medicina clasică, tiroida nu este un organ depinde supraviețuirea, deci nu este tratată încă cu toată seriozitatea ei așa cum ar trebui să fie, pentru că sufletul, care este o treime nepalpabilă din corpul uman, nu poate fi dovedit științific și atunci nu are nicio relevanță. Tocmai din această perspectivă, tratamentul hormonal substitutiv administrat în cazul disfuncțiilor tiroidiene este considerat eficient până la un punct. În secolul 20 s-a făcut un pas mai departe, s-a descoperit un medicament de sinteză care se administrează în cazul îndepărtării tiroidei sau acolo unde s-au făcut intervenții pe tiroidă. Prin aceasta, problema nu s-a rezolvat. Ne întâlnim des cu cazuri sau zilnic persoane care iau acest medicament de sinteză, dar corpul nostru are nevoie într-o anumită zi de mai mult iod sau în altă zi de mai puțin iod sau calcitonin sau parat hormon, că sunt hormoni care de fapt o parte se formează, într-adevăr, marea parte se formează în tiroidă, iar și știința aici încă are de căutat, iar o parte se formează în paratiroidă. Sunt zile în care ai nevoie de o anumită cantitate, ceea ce nu ți-o poate da o tabletă pe care tu ai înghițit-o. Persoanele respective se plâng sau acolo unde nu mai este deloc tiroidă, se produc niște transformări foarte masive în personalitatea pacientului.
Este vorba de palpitații, stări de panică, depresie, scăderi sau creșteri în greutate, insomnii. Chiar și viața sexuală poate fi puternic afectată de acest dezechilibru instalat la nivelul glandei tiroide. În medicina energoinformațională, dezechilibrele glandei tiroide sunt abordate și tratate conform unor principii specifice. Din punctul nostru de vedere al medicinei energoinformaționale, sunt programe, așa numită microimunoterapia, prin care se poate interveni pentru păstrarea tiroidei. Chiar și acolo unde avem tiroidită, pentru că noi avem programe speciale, puse nou la dispoziție de Institutul Regume din München, și în funcție de tiroida pe care o găsim la diagnosticare, că este hipo, că este hiper, că este chiar o tiroidită. Potrivit explicației clasice, tiroiditele sunt afecțiuni inflamatorii ale glandei tiroide. Putem vorbi de tiroidită acută supurativă din cauză bacteriană, de cea subacută de cauză virală și de tiroidită cronică de cauză autoimună, numită și tiroidită Hashimoto, aceasta fiind și una dintre cele mai frecvente boli endocrine. Din aceeași categorie a afecțiunilor inflamatorii ale glandei tiroide fac parte și tiroiditele secundare administrării de medicamente. Foarte des spun persoane și totuși procentul mai mare a persoanelor cu tiroidită este de la 45 de ani în sus. Ne spun, oricum am o tiroidă autoimună, nu se mai poate face nimic. Să știți că punctul meu de vedere este contrar. Și în cazul tiroiditei încă se poate face, bine, oricum noi avem programe și pentru tiroidită sau tiroida Hashimoto. Pentru un terapeut care știe ce înseamnă inflamația, își deschide registrul și repertoriul cu tot ce este în domeniul respectiv și poate interveni în terapia pe care o face, combinația respectivă de programe, și să-l ajute, să-și ajute pacientul, pacienta, a-i readuce tiroida într-un echilibru. Din momentul în care pacientul cu probleme tiroidiene intră în terapie, se simte o schimbare în starea generală de sănătate. Ne spun mai ales persoane care au atacuri de panică, depresii, o stare de neliniște în permanență, se întâmplă ceva rău, familia mea e poate în pericol, adică mereu gânduri negre. Ne spun, m-am odihnit, am dormit după mult timp mult mai bine, am sentimentul că sunt mai ușoară și starea mea de panică a început să se echilibreze. O persoană îmi spunea, n-am curaj să trec strada singură. Femeie în toată firea. Vă dați seama la ce debusolade se poate ajunge. În microimunoterapia aplicată de medicina energoinformațională, pacientul parcurge etapele premergătoare, acestea fiind scanarea și diagnosticarea energetică. După ce primește buletinul de analize, omul intră în terapie. În terapiile pe care le practicăm, această medicină energoinformațională, respectiv biorezonanța, BICOM Optima, noi practic ne conectăm la organul în suferință, în cazul nostru tiroida, prin programul respectiv, intrăm prin partea informațională și lucrăm pe partea materială, concret tiroidă, iar fenomenul de autodistrugere este întrerupt. Cu alte cuvinte, susținem celulele sănătoase din tiroidă să poată elimina sau echilibra, să elimine celulele bolnave, celulele obosite, care și-au făcut treaba și care trebuie, mai ales în cazul nodulilor, de a părăsi organul tiroidă, și se produce un echilibru energoinformațional. Terapia nu se dau impulsuri electrice, deci să fiu foarte bine înțeleasă, terapia se cuplează, practic informația ne-o dă pacientul care este în terapie, de pe organul care este în terapie, tiroida. Pentru că cealaltă pacientă care vine sau pacient poate are o tiroidită, are o tiroidă hiper sau o tiroidă hipo și pacientul primește altă terapie pentru că are altă informație pe care ne-o furnizează în aparatele de biorezonanță BICOM Optima, iar aparatul este un computer de analiză, cu alte cuvinte, și informația primită de la tiroida bolnavă este analizată, este reglată și este dată prin legăturile care le are pacientul cu aparatul, așa cum se vede și pe ecran, înapoi, așa cum organismul respectiv poate prelucra informația. Este foarte important foarte important pentru pacient să înțeleagă, noi nu putem să-i dereglăm energetic în nicio formă, pentru că informația este a pacientului, deci nu avem cum, dar fenomenul de autodistrugere îl putem opri.
Terapiile cu aparatură de ultimă generație Bicom Optima sunt aplicate în Centrul German de Biorezonanță Dermavital din București, singurul acreditat și coordonat în România de către Institutul Regumed din München. Există într-adevăr metode înainte de a interveni și a îndepărta un nodul sau îndepărta tiroida sau o parte din tiroidă, există metode pe care e bine să ne documentăm înainte, chiar dacă ascultăm mai multe păreri, sunt părerile medicinii clasice, eu am prezentat punctul de vedere al medicinii complementare, care are succese foarte mari în domeniu. Să știți că am studii în care se arată 3.000 de intervenții pe tiroidă, una era într-adevăr nevoie, într-adevăr nevoie. Deci nu este chiar așa, imediat îndepărtez, pentru că tiroida are rolul ei, este lăcașul sufletului, este echilibrul vieții noastre, este ceea ce ne dă și ne întregește personalitatea noastră ca om. Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate a ajuns la final. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare de la aceeași oră. Până atunci, la revedere!